Bine v-am regăsit! Ultima întrebare a avut titlul Distanță maximă. Să vedem de ce. 8 motocicliști pornesc la drum cu rezervoarele pline, iar scopul este acela ca unul dintre ei să ajungă cât mai departe, grupul folosind doar benzina din rezervoare. Pe scurt, tot ceea ce pot face motocicliștii este să se oprească din când în când și unii dintre ei să dea benzina pe care o mai au altora din grup și ei să rămână acolo unde s-au oprit. Dacă autonomia unei motociclete este de 840 de kilometri, care este distanța maximă la care poate ajunge unul dintre motocicliști și cum trebuie procedat? Câțiva dintre cei care au răspuns au observat pe bună dreptate legătura logică dintre această întrebare și întrebarea cu numărul 175 cu titlul Evaporare. Așa este, din punct de vedere logic, întrebările sunt similare. Acolo trebuia să micșorăm imediat ce devenea posibil suprafața de evaporare a unui lichid. Acum trebuie să micșorăm imediat ce se poate numărul de motociclete care urmează să se deplaseze, deoarece cu cât sunt mai puține motociclete în mișcare, cu atât devine mai redus consumul de combustibil. Și când putem reduce întâia oară numărul de motociclete? După ce s-a parcurs o optime din distanța de autonomie, pentru că atunci unul dintre motocicliști poate împărți cele 7 optimi care au mai rămas în rezervor, celorlalți 7, câte o optime fiecăruia, iar aceștia vor avea din nou rezervorul plin. Deci prima distanță parcursă înainte de redistribuirea benzinei este 840 de kilometri, cât este autonomia, împărțit la 8, adică 105 kilometri. Și acum, 7 motocicliști pleacă cu rezervoarele pline, iar următoarea redistribuire a benzinei se face după ce parcurg o șeptime din distanța de autonomie, deoarece atunci unul dintre ei poate împărți cele 6 șeptimi pe care le mai are în rezervor în mod egal celorlalți 6 câte o șeptime fiecăruia. Iar 840 km împărțit la 7 este 120 km. Apoi, repetând raționamentul, vedem că următoarea distanță de parcurs până la redistribuire este 840 împărțit la 6, 140 km, apoi 840 împărțit la 5, adică 168 de km, apoi 840 împărțit la 4, adică 210 km, 840 împărțit la 3, 280 km și 840 împărțit la 2, 420 de kilometri. După acești 420 de kilometri se face ultimul transfer. Unul dintre cei doi motocicliști rămași dă jumătate de rezervor pe care o mai are celuilalt, iar acesta pleacă pentru ultima dată cu rezervorul plin, ceea ce înseamnă că mai poate parcurge 840 de kilometri. Și dacă facem suma distanțelor parcurse despre care am vorbit, avem un total de 2283 de kilometri. Aceasta este distanța maximă la care poate ajunge un motociclist dintr-un grup de 8, grupul folosind doar benzina din rezervoarele umplute inițial, în cazul în care nimeni nu trebuie să se întoarcă din drum. Deci acesta este răspunsul corect pe care îl așteptam. Dacă vreți să vedeți cum se schimbă problema dacă cei din grup trebuie să se și întoarcă la locul de plecare, vă ajută o altă întrebare, cea cu numărul 90, cu titlul Expediție. Deoarece următoarea întrebare va fi mai simplă decât de obicei, vreau să mai lansez o provocare pentru săptămâna viitoare, și anume să vedem cine poate găsi o formulă generală pentru situația descrisă în întrebarea despre care vorbim. Adică, dacă se dă autonomia și numărul de motociclete, să putem calcula, folosind această formulă, distanța maximă la care poate ajunge unul din grup, fără să mai trecem prin toate etapele pe care le-am folosit
pentru găsirea răspunsului. Deci provocarea este să realizați o generalizare a problemei pentru orice autonomie, să zicem că o notăm cu litera A mare, și pentru N motocicliști. Iar acum să vedem care sunt cei care au găsit răspunsul corect. Așa cum v-am spus, întrebarea de azi este una mai simplă. Sper să nu fie dezamăgiți cei cărora le plac întrebările mai complicate. Îi asigur că vor mai avea parte de astfel de întrebări. Și apoi, dacă vor ceva mai dificil, să nu uite că au fost provocați să găsească o generalizare pentru problema de data trecută. Dar pentru a încuraja un număr mai mare de urmăritori să răspundă, din când în când trebuie să vă propun și câte o întrebare cu răspuns mai simplu. Simplu dacă, bineînțeles, observăm ceea ce trebuie observat. Să vedem. Presupuneți că aveți 20 de bucăți de sârmă, așa cum vedeți în desen, bucăți de lungime egale. Și după ce le aliniați perfect, așa cum sunt și în desen, le tăiați pe toate după diagonala suprafeței dreptunghiulare pe care o ocupă, adică după linia roșie din desen. Și apoi sudați, începând cu ultima din dreapta, două câte două, bucata din dreapta sus cu cea din stânga jos, așa cum arată animația. Să presupunem că sudura se face fără să pierdem din lungime. La prima vedere, nu s-a întâmplat nimic deosebit cu cele 20 de bucăți de sârmă. Dar dacă le numărați, veți vedea că nu mai sunt decât 19. Iar întrebarea este, ce s-a întâmplat cu o bucată de sârmă? Unde-i? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!